dintr-o intoxicație alimentară generată de un fruct cumpărat din supermarket a ieșit o aplicație genială care promovează produsele producătorilor locali. Taraba Virtuală este o aplicație creată de doi tineri programatori din București, prin intermediul căreia consumatorii își pot alege producătorul de la care să cumpere produse proaspete și autohtone. Comanda se face online, iar coșul cu alimente vine direct la ușa cumpărătorului. Ideea le-a venit celor doi tineri după ce au făcut o toxinfecție alimentară din cauza unui fruct cumpărat din supermarket. Atunci au decis că sănătatea românilor ar putea fi protejată dacă ar consuma doar produse proaspete românești. Taraba Virtuală este o aplicație pe telefonul mobil ce pune în contact direct oamenii cu producătorii locali din zona lor. Nu aș putea pune mâna pe un anume moment de timp. Totul a început dintr-o seară în care am mâncat un măr și mi-a fost atât de rău după el încât am ajuns de două ori în aceeași noapte la spital. Și de atunci am devenit mai atenți cu alimentația pe care o avem și de unde, ce surse de hrană ne alegem de fapt. Așa am ajuns la surse locale de hrană și la fondul problemei, și anume că producătorii locali au o problemă în a-și vinde produsele direct consumatorilor. În piață nu au loc fizic, pentru că deja este un spațiu limitat. Iar în retail taxele sunt prohibitive pentru ei. În momentul de față, în Taraba Virtuală sunt înscriși aproape 30 de producători locali și peste 2500 de consumatori își comandă cu regularitate produse autohtone. Consumatorii pot comanda legume, fructe, verdețuri, dulcețuri, lactate sau carne, practic orice se află în oferta fermierului. Noi am ales să facem o aplicație pentru că să fie foarte simplu să comanzi și să poți să onorezi comenzile. Asta este și unul din marile beneficii pe care le aducem pentru ambele părți, simplitate. Avem pentru producători le este facil să aibă aplicație, deoarece când dacă onorează comenzile personal, au toate datele direct pe telefonul mobil, pe aplicația lor de fermier. Și, de asemenea, aplicația le face și drumul cel mai scurt în ziua livrării. Taraba Virtuală a fost înființată anul trecut cu 2000 de euro și cu multă muncă. Cei doi fondatori ai aplicației spun că vor să își dezvolte proiectul. Concret, vor să lanseze o campanie de informare la nivel național, astfel încât tot mai mulți producători să afle că pot să-și comercializeze produsele și altfel decât în piață.